Vă salut cu drag, prieteni, și o fac la prag de seară, la apus. Astăzi o să vorbim despre fieni. Am fost întrebat foarte des de ce fiene. E bine, este vorba despre legenda orașului, orașul în care m-am născut, orașul în care am crescut și orașul de unde vă vorbesc. Se spune că undeva înainte de anii 1500, o femeie pe nume Ena pune bazele unui han care forțează de jucătoarea moțenilor să urce până spre Brașov. În 1532, domnitorul Vlad Necatul, fiul lui Vlăduț, nepotul lui Vlad Țepeș, atestă documentar această regiune și o lasă, îi împroprietărește pe fiii Enei, Nan și Stan, de unde și denumirea fieni, fii Enei. O bună perioadă de timp după, această regiune a fost administrată de Mănăstirea Căldărușani, mănăstirea preferată a domnitorului Neagoe Basarab. Tot în aceeași perioadă se ridică la fieni Biserica Veche, celebră prin faptul că picturile de la intrare reprezintă scene din iad. Fieniul evoluează frumos în ceea ce privește tradiționalul, fiind situat între târgul de la Târgoviște și cel de la Brașov. Creșterea animalelor, plantații de pruni, producție de alcool și, bineînțeles, celebrele afumături cu lemn de prun de aici, din zonă. În momentul de față suntem cunoscuți ca fiind lideri în industria cimentului și a varului. În 1914, inginerul Lupescu pune bazele fabricii de ciment de la Fieni. Tot atunci apare și prima societate pe acțiuni din România, Dâmbovița S.A., societate anonimă. Acționarii din acel moment făceau parte din familii ca Bragadiru sau Eremia, familii foarte influente în acea perioadă. Casa de vacanță a familiei Bragadiru, acea celebră familie care deținea și Palatul Bragadiru din București. Ce vă pot spune interesant despre această vilă? Sistemul de încălzire, răcire, vară, iarnă este identic cu cel de la Castelul Peleș și este unic în Europa. Vila familiei Tiberiu Eremie, o mare influență în guvern în acea perioadă, alături de inginerul Rossetti, care făcea parte din Consiliul de Administrație al Fabricii de Ciment. Celebra vila doctorului Ștefănescu. Bunicii noștri și cei mai vechi din zonă își aduc aminte cu drag de acest om minunat. Strada de aici îi poartă numele. Așadar, noi suntem fiene și suntem datori să ducem povestea mai departe. Povestea acestor locuri, tradiții și tot ce am primit moștenire de la străbuni. Un like, un share, un follow ne-ar ajuta să ducem toată nebunia asta mai departe. Mulțumesc, fieni! Mulțumesc, România!